Contracandidatele Vasluiului la titlul de campioană se tem de forța colectivă a galbenverzilor. Mediatizarea acerbă împotriva Vasluiului are un singur scop și anume destabilizarea lotului. Tehnicianul moldovenilor, dar și jucătorii anunță că aceste tertipuri la care apelează adversarii nu reușesc să intimideze. Adversarele din fruntea clasamentului au început o mediatizare acerbă împotriva Vasluiului. Se tem mare de Vaslui? Cu siguranță se tem de Vaslui, fiindcă noi atâta timp cât s-a greșit și în favoarea altor echipe, că despre probleme de arbitra sunt, s-a greșit în favoarea lor, n-am ieșit să ne vorbim despre alte echipe, să facem noi analize ce se întâmplă, nu. Păi dacă îi deranjează, înseamnă că simt că Vaslui este o echipă puternică și Vaslui este o echipă care cei doi domni care i-a deranjat astfel de probleme și au ieșit să comenteze, înseamnă că îi deranjează în primul rând probabil valoarea la ceea ce se întâmplă la Vaslui și valoarea lotului, fiindcă dacă am fi fost o echipă de mijlocul clasamentului și nu puneam probleme, cu siguranță nu-i interesa. Cu siguranță că se tem de Vaslui, pentru că de-aia încearcă fel și fel de șicane. Sunt lucruri mărunte care încearcă să destabilizeze un grup, o echipă ca Vasluiul, dar noi suntem un grup unit și nu luăm în seamă tot felul de afirmații. De-a lungul timpului, președinții de club au creat adevărate scandaluri mediatice tocmai în ideea de a destabiliza sau de a intimida adversarii direcții în lupta pentru titlu. Vasluiul nu a fost însă implicat în niciun scandal major.